Această curbă extrem de periculoasă din Răucești, județul Neamț, este cunoscută printre localnici ca un loc în care se produc foarte multe accidente rutiere. De cele mai multe ori, șoferii care calcă prea tare pedala de accelerație ajung cu mașina în curtea acestei gospodării. Disperat să-și repare gardul de câteva ori pe an, proprietarul a hotărât să rezolve problema de unul singur. Bărbatul a îmbrăcat un manechin în haine asemănătoare uniformei de polițist și l-a așezat la marginea drumului. Deși nu dă amenzi, falsul agent de circulație îi sperie pe șoferii care îl văd pentru prima dată. Pentru cineva care e străin, în primul rând, este o reflectorizantă care este un lucru foarte bun. Dar, să știți, oamenii au probleme. Vedeți, au pus sub bordurile astea, chiar de multe ori au intrat multe mașini în curtea lor, da. De la departare se vede un adevărat polițist. Așa l-am văzut noi pentru prima dată acum, dar speram să nu mai se întâmple accidente aici. Am văzut din coația acolo, că s-a întâmplat un accident acum când am luat curba. E pus de localnici aici. Au fost multe accidente și e pus de mult. Ce spuneți când îl vedeți de la depărtare? E ingenioasă ideea. Da, prima dată chiar am crezut că e un polițist. Ce ați făcut când ați văzut polițist? Eu am încetinit că e curbă și știu traseul. Nu neapărat că am văzut și asfaltul ăsta cu puțină zăpadă. E foarte bun aici, dar trebuie unul în realitate. În realitate, nu pus, că aici s-au întâmplat multe accidente. Chiar și pe mine m-a tamponat-o noi. Este foarte util că se opresc o serie care vine din deal în vale, se opresc sau liniștiți. De la depărtare ce ați văzut, că e real? Real, da, exact. Da. De departare zici că e real. Un vecin de-a nostru dimineața vrea chiar să-l saluti, să-i spui bună dimineața. Da. Localnicii spun că inițiativa este foarte bună și speră că prezența manechinului va reduce numărul accidentelor rutiere din zonă.